Iisus a fost perceput în rândul contemporanilor ca rabbi, învățător. Cei care îl ascultau făceau diferența dintre un rabbi obișnuit și Iisus sau îl numeau astfel doar pe el. Noi știm că rabinatul, ca o instituție de acum religioasă, a apărut după Mișna, după secolul II, după Hristos, după codificarea legii orale, cum am spune noi, a tradiției orale. Însă, pe timpul lui Iisus, personalitățile religioase, în special fariseii, partidul fariseilor, erau numiți rabini, cuvânt care vine din rabat, ce înseamnă să ai ceva mult, o multă înțelegere, cunoaștere și înțelepciune, și atunci rabin înseamnă cel care are mult să ofere, deci învățătorul. Iisus era considerat un rabin puțin mai idiosincratic, dacă vreți, pentru că rabinii nu erau persoane itinerare ca Iisus, să meargă în jurul Palestinei, să atragă oameni, să-și aleagă discipoli. Rabinul adevărat, ca și în Fiddler on the Roof, acel film, era un om mai așezat. După o perioadă lungă, rabinul Acabi din secolul II, cheltuiește cam 21 de ani să învețe Tora, ei erau de acum personalități religioase stabilite, stăteau la casa lor și dacă cineva era interesat să ia înțelepciune la rabin, veneau ei la rabin, nu rabinii la ei, cum se întâmplă cu Mântuitorul Iisus Hristos. Este foarte interesant că Iuda este singurul dintre apostoli care nu recunoaște pe Iisus ca Lord, o Kyrios, ca Dumnezeu, ca stăpân, ci îi spune întotdeauna învățătorele. Ceilalți apostoli numesc pe Iisus Lord, Domn, dar singurul care nu-l numește este Iuda, tocmai pentru că el nu credea în divinizarea, ori divinitatea Mântuitorului Iisus Hristos. Este foarte interesant, de asemenea, în grădina mormântului, în Duminica Învierii, Maria Magdalena, când îl vede pe Iisus înviat, îi se adresează cu rabuni. Vedeți, este o deosebire între rabii, care înseamnă învățători, rabuni. Cum am putea noi traduce rabunii ca învățătorul meu drag? Or ceva foarte interesant, un diminutiv, în care vedem noi foarte mare apropiere între această femeie sfântă, Maria Magdalena, care era considerată în timpul lui Iisus nu numai un discipol feminin al Mântuitorului, dar de asemenea un lider al unui grup de creștini primari, care erau foarte atașați Mântuitorului Iisus Hristos. Dar acesta este tâlcul lui Rabbi, rabunii, învățătorului, pentru că Mântuitorul Iisus Hristos, ca înțelepciune întrupată, a venit să ne reveleze adevărata învățătură venind de la Dumnezeu, Creatorul nostru. Părinte profesor, care erau temele care îi preocupau în principal pe contemporanii lui Isus și cum le răspundea el comparativ cu ceilalți învățători ai vremii? Pentru că suntem în Marțea Mare. Marțea, Iisus a venit, în acea marțe, Iisus a venit iarăși de la Betania, unde locuia la casa Sfântului Lazar, la Ierusalim. A intrat în incinta templului, dar nu foarte aproape de sanctuar, iarăși în partea aceea numită Curtea Neamurilor, pentru a avea conversații cu iudei și neiudei. Una din temele, el dezbate câteva teme religioase acolo, a căsătoriei, a învierii, a relației dintre cezar, dintre împărat și puterea, ori autoritatea religioasă din Palestina. Și o altă temă foarte interesantă este: care este porunca cea mai importantă din legea lui Moise? Noi știm tradițional, numărul poruncilor este 613 porunci în Tora, în cartea legii lui Moise, dar Isus a fost întrebat care este prima poruncă. Iar Isus a spus să iubești pe Domnul Dumnezeu tău din tot sufletul tău, din toată inima ta, din toată puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți.
Să Iisus, fiind întrebat care este prima poruncă, El ne dă două porunci. Porunca de a iubi pe Dumnezeu și de a iubi pe aproapele. Amândouă porunci sunt însemnate în Vechiul Testament. Prima poruncă în cartea Deuteronom, capitolul 6, versetele 4-6, și a doua poruncă în cartea Leviticus, capitolul 19, versetul 18. Dar Iisus spune la sfârșit, după ce citează aceste două porunci, spune că nu există poruncă mai mare ca acestea. Concluzia ei că Hristos consideră aceste două porunci pe același nivel. Aici a fost un mare punct de discordie cu oficialitățile religioase, cu fariseii, care vedeau în prima poruncă cea mai importantă poruncă. Iubește pe Domnul Dumnezeu tău și toate celelalte sunt secundare. Nu, Iisus le spune, contemporanilor săi, cele două porunci sunt egale. Pentru că dacă nu iubești pe aproapele tău, cum poți să-L iubești pe Dumnezeu care nu-L vezi? Și cum poți să-L iubești pe Dumnezeu dacă nu-L iubești pe aproapele tău? Ori pe aproapele tău, cum poți să-L iubești fără să-L iubești pe Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu ne-a creat în chipul Său. Deci, acestea sunt punctele de dezbatere pe care Iisus le-a avut cu iudeii în Marțea Mare. Folosește discursul apocaliptic al Mântuitorului din Marțea Mare. Iisus prevestește căderea Ierusalimului și știm că s-a întâmplat cu 30 de ani mai târziu, în 69, începe revolta, prima revoltă iudaică împotriva romanilor, cu demolarea templului în 70 de Titus și Vespasian. Iar pe lângă aceste semne apocaliptice, el enumerează căderea Ierusalimului ca un semn apocaliptic, dar ultimul semn înainte de venirea lui a doua de parusie este semnul Fiul omului pe cer, pe care toată lumea îl va vedea. După învățătura creștină, semnul Fiului omului este Sfânta Cruce, care se va arăta pe cer și va fi vizibilă tuturor în jurul pământului. Însă Iisus, cu ocazia acestui discurs apocaliptic, ne dă un preview cum se va desfășura judecata de apoi. Îl găsim în acest discurs, îl găsim Evanghelia lui Matei, la capitolul 25, și Iisus ne spune că vom fi întrebați la judecata de apoi. Nu neapărat ce am făcut rău în primul rând, dar ceea ce nu am făcut bine. Vom fi întrebați dacă am vizitat pe cei care sunt în temniță, pe cei care sunt în spitale, dacă am avut grijă de cei ce n-au nimic să mănânce sau să bea, dacă am avut grijă de cei ce n-au nimic să se îmbrace. Deci este o judecată foarte interesantă. Vom fi întrebați asupra faptelor bune pe care nu le-am făcut din diferite considerente.